Primul accident s-a produs pe A1 București-Pitești, la kilometrul 20, pe sensul către capitală. 4 autoturisme au intrat în coliziune în dreptul localității Bolintindal din Giurgiu. În urma impactului, o persoană a fost rănită ușor și a primit îngrijiri medicale. Traficul rutier a fost întrerupt total pe sensul către București aproape o oră. Un alt accident s-a produs spre dimineață în localitatea Căteasca din Argeș, tot pe A1, la kilometrul 92. La fața locului au intervenit o ambulanță și o autospecială cu modul de descarcerare. O femeie de 61 de ani a suferit o fractură de claviculă în urma unui accident produs între un autoturism, un autotren și o autoutilitară. Aceasta a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.